Ne-am întors pentru a doua parte, Politica Zilei. De la această oră discutăm despre batjocura statului român pentru ce a însemnat dosarul Revoluției pentru victimele de la Revoluție. Am vorbit și săptămâna trecută despre doamna Ileana Negru, care este mama unui elev martir care la 12 ani și-a pierdut viața la Revoluție. Doamna Negru și-a dat foc în Brașov de Ziua Eroilor pe 25 mai. Poliția și justiția din România au considerat două săptămâni că nu trebuie să dea comunicat. În răspunsul de la IPJ pe care vi l-am arătat săptămâna trecută, ne-au spus că a fost un incident la care s-au dus cu operativitate și nu au anunțat public pentru că, ce credeți, n-au dorit să emoționeze familia. Familia doamnei Negru este fica domniei sale, care este în Spania. Acolo și locuia doamna Negru. Am vorbit înainte de emisiune cu fica doamnei Negru și nu poate vorbi, este la muncă. Dar mi-a spus câteva mesaje pentru politicienii României, pentru funcționarii României, pentru că doamna Negru și-a luat viața de durere, de disperare, că 33 de ani nu s-a făcut dreptate în dosarul Revoluției. Că ea nu știa nici în ziua în care a murit cine i-a ucis copilul. Mai mult decât atât, a fost la casa de pensii. Fica domniei sale, și o să vă arăt în exclusivitate scrisoarea fiicei doamnei Negru, fica domniei sale povestește cum mama ei a fost înjosită la casa de pensii, unde a fost numită tâmpită. Da? Ăsta este nivelul peste tot în instituțiile din România. Sunt alături de noi și le mulțumesc foarte mult Oana Stănciulescu, jurnalista Oana Stănciulescu, mulțumesc Oana, și Cătălin Giurcanu. Cătălin Giurcanu este fiu de erou martir. Aveați 16 ani când v-ați pierdut tatăl la Revoluție, dar ați cunoscut-o foarte bine pe doamna Negru, ați vorbit cu doamna Negru înainte de această nenorocire. Știți cât s-a luptat, cât a alergat să afle adevărul despre fiul domniei sale. Vreau să vă arăt, pentru că a apărut în sfârșit mesajul de pe pancarta, hârtia pe care a lăsat-o doamna Negru în ziua în care și-a luat viața, de Ziua Eroilor. O să arătăm întâi scrisul doamnei Negru, ce a scris, și apoi o să vă arăt cu exactitate ce scria acolo. Eu pe colegii mei să arătăm imaginea. Aceasta este, să spunem, pancarda, sau cum vreți să-i spune, scrisoarea, da, pe care a lăsat-o doamna Ileana Negru. Și acum îi rog pe colegii mei, pentru telespectatori, să putem vedea mai bine mesajul pe care l-a lăsat. Spune așa, în semn de protest, după 33 de ani de suferință, durere, umilință, batjocură, azi pun capăt umilinței chiar cu prețul vieții. Trag un semnal de alarmă în memoria eroilor, răniților, reținuților. Vrem proclamația punctul 8 de la Timișoara, Revoluția e a noastră, nici de cum a comuniștilor ce ne-au furat-o. Ilici Iliescu, torționarul, criminalul ce ne-a ucis copilașii, eroii răniți, reținuți au merite deosebite, nu luptători și revoluționari. Ei și-au vărsat sângele pentru libertate. Acesta este prima parte a ceea ce a lăsat doamna Negru în ziua în care și-a dat foc. Ei nu au fost împușcați, strigând jos comunismul, vrem libertate, ei au fost bătuți, batjocoriți, umiliți și reținuți de comuniști, nu luptători și revoluționari pentru ce au merite deosebite cu rol determinant. Asta este umilința părinților, copiilor, soților și soțiilor. Frați români care vă iubiți țara, treziți-vă, e momentul să ne recâștigăm meritul Revoluției României din decembrie 1989. Eroii noștri nu-s lăsați să-și doarmă somnul de veci bine meritat. 25 mai a și scris doamna Negru, 25 mai este Ziua Eroilor. Toți politicienii mari ai României, da, mari între ghilimele, erau ocupați în ziua aceea să se plimbe prin diverse locuri, să comemoreze, să depună coroane, să spună cât de mult prețuiesc ei eroii României. Și poliția, justiția din România ascundeau faptul că această femeie și-a dat foc, a murit și a lăsat această notă de protest în urmă. Aș vrea, Oana și Cătălin, vă rog, să mai aveți un pic de răbdare, să ascultăm pentru telespectatori un scurt material cu povestea doamnei Negru, cum a aflat atunci,
în 89 despre moartea fiului și cât l-a căutat ulterior. De altfel, este un material pe care voi, Cătălin Giurcanu, l-ați făcut, pentru că înțeleg că lucrați, ați încercat să adunați, da, mai multe astfel de mărturii. Urmărim și apoi ne întoarcem, pentru că vă prezint aici și scrisoarea fiicei doamnei Negru, ca să vedeți batjocura statului român a 3 decenii bune de la 89. De la poartă mi-a dat pastile, 3 sau 4 pastiluțe, să le beau. În momentul când eu am urcat pe scări, mă întrebam că ce caut aici. Nu mai știam nimic. Doctorii, unul de o parte și unul de altă, Tănăsescu. Ca să vă, da, vă liniștească. Să vă... Tănăsescu și cu Ilia. A, meliorează de disperare. M-a dus până în fața la hala. Când a deschis hala, era rânduri de morți. Rânduri. Am intrat în hală. În fund, pe partea dreaptă, era copilul meu pe o pufoaică. În piept, în fața coșului, pieptului avea o găurică mică, dezbrăcat, în chilot, fără maieu, numai în chilot. În piept, chiar la intrare în piept, avea o găurică mică, așa m-a văzut-o. Și am sărit să-l iau în brațe, nu m-am gândit că e mort, că era cu ochii deschiși. Când am luat în brațe, atunci doctorul repede m-a tras înapoi și mi-a spus că e mort omul. Era cu ochii deschiși, zâmbind. Și nu s-a spus că îi trăiește. N-am crezut că e copilul meu mort. Și când l-ați luat în brațe? Și când am strâns în brațe, copilul meu era țapă, rece. În momentul ăla am leșinat. Mi-a spus la un moment dat că l-ați ridicat, că v-au intrat mâinile în spate. Da. Deci fusese împușcat și spatele tot. În momentul când el era cu ochii deschiși, zâmbind, eu l-am băgat mâine sub el și l-am tras. Și atunci el era rece, cu gaură în spate. Mi-a intrat palmea, așa. L-a lăsat în jos și mi-a spus doctorul, unul dintre doctori, că este mort. Din momentul ăla nu mai știu nimic, absolut nimic. Ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat, cum am ajuns acasă, absolut nimic nu mai știu. Ați mai fost internat în spital o perioadă acolo? Acolo nu. Acolo nu, numai când m-a dus acasă, m-a dus cineva acasă, pe un creangă stăteam, locuiam. Cineva de acolo, din spital, de la morgă, m-a dus acasă. Nu mai știu absolut nimic. Doar că mi-am găsit copilul acolo pe pufoaică, cu ochii deschiși, zâmbind. Și că l-am luat în brațe și mi-a intrat mâinile în spatele lui. Mă, știu că este o întrebare foarte, foarte dureroasă și foarte grea. Sunt 30 de ani de la Revoluție. Au trecut foarte mulți ani. Ați aflat cine este criminalul copilului? Nu. Nu mi-a spus nimeni nimic. E o mărturie mult mai amplă, am scos noi o bucată. Îmi vine foarte greu să vorbesc cu Ana Stănciulescu, pentru că am discutat și cu fiica doamnei și atunci lucrurile s-au legat mult mai puternic. Înainte de a prezenta scrisoarea, știu că și tu ai cunoscut-o pe doamna Negru și aș vrea să discutăm o dată despre batjocura asta din dosarul Revoluției și a doua oară despre batjocura instituțiilor statului care și-au permis 2 săptămâni să ascundă faptul că doamna Negru și-a dat foc, da, de ziua eroilor, nu ne-a spus nimeni nimic. Da, o știu, Ioana, pentru că era mereu prezentă la toate protestele noastre la care mergeam. Când spun ale noastre, spun protestele societății civile
Nu a fost prezentă doar la protestele organizate de Asociația 21 decembrie, ci și la toate protestele pe care noi le-am considerat importante pentru România în ultimii 30 de ani, de la care, din câte știu eu, nu a lipsit. Cătălin știe mult mai bine, pentru că și Cătălin și soția lui Nicoleta au și propriile lor povești zguduitoare despre zilele acelea. Sunt și ei, la rândul lor, victime și așteaptă și ei dreptatea tot de atâta timp. Dar Ioana, de când am aflat și eu destul de târziu și tot de la ei de pe Facebook, mă tot gândesc că, știi, în România suntem în 2023, dar în 1989 a mai fost un caz similar. Pe 2 martie și tot la Brașov. Pe 2 martie 1989 s-a mai dat cineva foc. Liviu Babeș se cheamă și sunt absolut convinsă că dacă mergem amândouă în Parlament, poate se găsesc 2, 3, 5 parlamentari care să știe cine este Liviu Babeș, care și-a dat foc pe pârtia de la, de la Poiana Brașov și a fost filmat de străini, de turiști străini, așa a și ajuns știrea în străinătate și au aflat-o și românii, în semn de protest față de regimul comunist și, desigur, ultimele lui vorbe au fost despre jos comunismul. Iată că după 30 de ani, Ioana, tot la Brașov, tot la Poiana Brașov, altcineva își dă foc și nicio instituție a statului ne reacționează. Mi se pare că suntem în... Deci, pur și simplu nu pot să cred că după 30 de ani încă o persoană moare cu zile dându-și foc, o moarte cumplită. Știi că la Liviu Babeș, turiștii străini care au văzut și au fotografiat, spuneau în relatările lor că mirosea a carne arsă. Îmi imaginez că și de data aceasta cam același tablou sumbru a fost, doar că după 30 de ani în care noi am crezut că suntem liberi și trăim într-o țară în care instituțiile statului respectă acești cetățeni și încep cu cei care au murit ca noi să putem vorbi acum, să mergem la Monaco, la petreceri, la cluburi, pe plajă, nu știu pe unde. Oamenii aceștia, acestora le datorăm. Și când colo, în 2023, onor poliția lui domnul Luci Bode, care era atunci ministru, găsește de cuvință exact ca în 89, să ascundă acest lucru. Mi se pare absolut de nedescris, de bătător. Pur și simplu nu am cuvinte să spun asta. Poliția română, pe care o adaug altor instituții, începând cu parchetele, cu justiția din România și cu toate parchetele care s-au bătut joc de dosarul Revoluției Preț de 30 de ani și implicit de noi ca țară și implicit de eroi și implicit de fiecare cetățean în parte. Asta a făcut onor justiția României în ultimii 30 de ani, cu toți președinții, cu toți procurorii generali, cu toți procurorii militari care s-au perindat acolo. Da. Nu, Ioana, am văzut că ai făcut și tu emisiune despre asta și la fel de revoltată, eu nu prea am cuvinte. Da, vreau, Oana, și îl rog și pe Cătălin să mai stea un pic cu să aștepte, pentru că vreau să dăm această scrisoare a fiicei doamnei Negru. Cătălin, îți mulțumesc foarte mult pentru că ne-ai ajutat cu această scrisoare. Am vorbit și eu cu fiica doamnei Negru. Spune așa, această scrisoare deschisă, adresată instituțiilor statului român. În data de 25 iunie, mai este de fapt, dar doamna, cred că a fost o eroare acolo, de ziua eroilor neamului, mama mea, Ileana Negru, și-a dat foc în semn de protest față de cei care alcătuiesc instituțiile statului. Bun, eu imediat vă citesc continuarea, doar că vreau să știți că această scrisoare a ajuns și la Senat, și la Camera Deputaților, da, și la toate instituțiile. Bun. Și spune așa, deci președinție, guvern, parlament, armată, justiție, SRI. Ultimele cuvinte, conform celor declarate de poliție, au fost următoarele. Mor pentru memoria eroilor martiri. Durerea mea a fost prea mare pentru a realiza că în toată perioada cât am venit în România și m-am ocupat de înmormântarea mamei, nimeni nu a menționat nimic despre sacrificiul ei, nici în presă, nici la TV de stat sau TV private. De-abia când am ajuns înapoi în Spania, am început să mă gândesc care au fost ultimele persoane cu care mama mea a intrat în contact, cu cine s-a întâlnit,
pentru a putea să-mi explic gestul de disperare. Astfel am luat legătura cu domnul Cătălin Giurcanu, fiul de erou martir, căruia i-am spus că mama mea a murit și felul în care s-a întâmplat tragedia. Am rămas încremenită de uimire să aflu că, deși poliția îmi dăduse o mulțime de detalii legate de autoincendierea mamei mele, nici după 2 săptămâni informația respectivă nu era cunoscută de nimeni. Nici poliția, nici procuratura nu dăduseră vreun comunicat despre cele întâmplate. Domnul Cătălin Giurcanu mi-a promis că lucrurile nu vor rămâne așa și că va face totul public, ceea ce a și făcut domnul Giurcanu și de asta discutăm și astăzi. De-abia în data de 8 iunie 2023, după postarea care a apărut pe Facebook și aceasta a fost preluată de presa scrisă, IPJ Brașov a dat un comunicat în care se menționa că o persoană de sex feminin și-ar fi dat foc în zona Poiana Mică și că au identificat un recipient de plastic transparent prezentând urme de combustibil lichid, o brichetă și o bucată de carton care conținea un mesaj. Din toată această expunere scrisă, fără nicio urmă de empatie, nu reiese cel mai important lucru. De ce și-a dat foc mama? Care a fost motivul? De aceea cer pe această cale ca procuratura să prezinte conținutul pancardei, ceea ce noi v-am arătat la început. Consider și argumentez că mama mea a fost umilită îndeajuns de autoritățile care au permis ca timp de 33 de ani criminalii fratelui meu la Revoluție, eroul martir Adrian Florin Negru, să rămână nepedepsiți, ba mai mult să crească în grade, să primească salarii uriașe și pensii speciale. Gloanțele folosite la uciderea fratelui meu au fost de calibru 5,6 mm, ceea ce nu înseamnă decât un singur lucru. Nu au fost gloanțe folosite de armata română. Cine folosea acest tip de muniție? Dacă e o simplă persoană care nu am o pregătire militară, dar am avut curiozitatea aflării adevărului despre uciderea fratelui meu, am putut să descoper aceste lucruri, mă întreb ce ar fi putut face un procuror dedicat muncii sale. Să vă fie clar, procurorilor, judecătorilor, politicienilor, sângele fratelui și mamei mele este pe mâinile voastre, să nu aveți niciun dubiu. Vă acuz că timp de 33 de ani v-ați ocupat numai de furtul meschin al avuțiilor României, nu ați avut în cap decât cum să vă îmbogățiți cât mai repede și cum să ascundeți adevărul de la Revoluție. S-a văzut cine au fost marii patroni după Revoluția Română, majoritatea a fost de cadre de securitate, miliție sau armată. Am plecat din România deoarece nu am mai vrut să fiu bătaia voastră de joc în fiecare zi. Alte câteva milioane de români au făcut la fel. Credeți că am plecat de bine? Am încercat să o aduc și pe mama lângă mine, să o fac să treacă peste suferința pe care o avea în suflet de atâția ani, dar nu am reușit. A fost de ajuns încă o vizită în România la instituțiile statului, unde la Casa de Pensii Brașov a fost numită tâmpită de către un funcționar. Același funcționar i-a transferat imediat indemnizația și pensia în contul ei bancar, după ce mama a cerut audiență și chiar a intrat în biroul directorului Casei de Pensii Brașov. Umilința pe care a îndurat-o mama mea prin cuvintele adresate, de ce mai vrei banii din România dacă trăiești în Tenerife, a trecut orice limite ale bunului simț, toate aceste aspecte plus revederea mormântului fratelui meu Florin au făcut-o să recurgă la acest gest extrem. Dar tare mă tem că eu scriu aceste rânduri, iar dumneavoastră, dragi politicieni, o să vă gândiți doar în ce stațiune în afara țării urmează să mergeți în vacanța de vară. Poate veniți în Tenerife ca să vedeți cum muncește o familie de români pentru a se întreține și aduce o viață demnă. Mama mea a murit pentru un ideal, a murit din cauza nepăsării voastre, din cauza cinismului vostru. Vă urez succes în anul 2024 pentru un nou ciclu electoral. Este scrisoarea adresată de doamna moldovană Adriana Florentina, fiica doamnei Ileana Negru. Cătălin Giurcanu, vin către tine acum, pentru că noi n-am fi aflat niciodată despre această nenorocire dacă nu ai fi discutat cu fica doamnei Negru. Sărumâine, bună seara la invitați. Am de comentat ceva în primul rând. Deci acest mesaj de pe pancartă a fost dat de către procuratură după ce am fost mai mulți urmași răniți și revoluționari și luptători în Brașov, în data de 14, la parchet, și am vorbit cu un prim procuror pentru a se da conținutul acestui mesaj. Mi s-a promis că se va da mesajul ulterior după ce va veni de la IML și rezultă și ancheta va fi dusă până la capăt. Spre surpriza noastră, în aceea zi a apărut într-un ziar din Brașov tot mesajul și fotografie de pe pancardă, plus după aceea un alt site a apărut mesajul integral și comunicatul de la parchetul de Brașov. Ce pot să spun? Deci bănuiam
tot ce scria pe, pe această pancartă. Cred că nu poate fi făcută o sinteză mai clară a situației în care ne aflăm acum după 33 de ani. Exact ce a spus doamna Negru se confirmă 100%. Deci, și nu numai doamna Negru, și fiica dânsei. Deci tot ce au spus este perfect adevărat. Din păcate, din tot ce am câștigat la Revoluție, ne-au mai rămas două libertăți. Libertatea de a vorbi în pustiu și libertatea de a pleca din țară. Ceea ce am și făcut. Adică fiica doamnei Negru exact asta spune. Exact asta și făcut, pentru că și mai e ceva care trebuie menționat și nu vreau să trec peste asta pentru că este extraordinar de important. Doamnei Negru, în 1992, i s-a spus de către un procuror că fiul dânsei, la 12 ani și jumătate, era terorist și că ducea mâncare la teroriști. Și mai mult decât atât, a furat ghiuluri de aur. Deci este în dosarul, în dosarul fiului. Deci vă dați seama câtă umilință. Și chestia asta nu este doar la fiul doamnei Negru. Am întâlnit-o de nenumărate ori la mulți cântărăniți și urmași care victimelor li s-a pus în cărcă faptul că erau teroriști. Deci de către procurori. Deci în loc să li se rezolve cazul, din potrivă, deci erau socotiți teroriști. În schimb, cei 1425 de oameni care au fost reținuți pentru terorism au dispărut în mod misterios și nimeni nu i-a căutat vreodată să vadă ce s-a întâmplat cu ei. Ultima dată când v-ați întâlnit cu doamna Negru, ce v-a spus? Venise în țară, Era extrem de supărată doamna Negru. Deci de fiecare dată, gândiți-vă că fiecare an care trecea, pentru doamna Negru era încă o piatră pusă în sufletul dânsei pentru tot ce se întâmpla cu România și mai ales cu situația din dosarul Revoluției. Ca și dânsa, deci rezonam, pentru că este foarte clar că toți urmașii și răniții nu au în momentul de față cu cunoștință cine i-a împușcat pe părinți, pe frați, pe surori, pe soții, soții și soți. Deci toți oamenii ăștia au murit, nu știu de ce, cine i-a ucis, nu știu cine i-a rănit, da? Deci poartă gloanțe unii dintre ei înăuntru și nu știu de ce. Gloanțele cu care au fost omorâți au dispărut de asemenea din dosare și din probe și asta este iar un fapt care nu știu de ce s-a întâmplat, dar s-a întâmplat. Deci ceva este extraordinar de urât în toată această situație. Doamna Constantin. Da, e încercarea lor de a nu rezolva vreodată acest dosar, la fel cum e și cazul dosarului Mineriadei, dar durerea asta a părinților, a copiilor, a soților, a oameni care și-au pierdut aceste rude la Revoluție sau care sunt victime care au rămas mutilate, dar pe viață. Durerea se simte și în glasul dumneavoastră, se simțea și în glasul doamnei Negru. Eu nu înțeleg, Oana Stănciulescu, cum n-am putut în anii ăștia toți, în care am intrat și NATO și Uniunea Europeană și ne așa lăudăm cu democrația noastră, cu justiția noastră, nu am reușit să asigurăm un proces corect pentru cele mai grele dosare ale societății, dosare care țin de sănătatea acestei societăți. Mineriadă, Revoluție și 10 august ultimul pe listă, care da, toate probabil vor avea aceea soartă. Deja au trecut 33 de ani de la dosarul Revoluției, care a făcut ping-pong pur și simplu instituțiile statului. De la parchet în instanță, instanța înapoi la parchet, de la parchetul militar la civil, clasat, închiriat deschis, CEDO, o rușine. În 2022, deci anul trecut, a fost trimis din nou în instanță, instanța l-a trimis din nou la parchet, parchetul a modificat pe acolo, a scos securitatea din scenă, l-a retrimis în instanță, au mai rămas vreo trei, Iliescu, Gelu Voican și cu un general, din câte știu eu, în dosarul respectiv și probabil că așteaptă ca domnul tovarășul Iliescu să dispară și fizic, până când cineva va îndrăzni să dea o sentință în acest dosar. Mi se pare, cum ai spus, în afară de faptul că este o rușine, este
o neputință a întregii societăți și eu spun o întrebare, Ioana Constantin, dacă tinerii, generația tânără care a auzit așa vag, la școală n-a prea învățat despre revoluție, află că de fapt nu a plătit nimeni, o să spună că este în regulă să se întâmple așa, este în regulă să treci cu taurile peste copii, este în regulă să puși copii de 12 ani, este în regulă să faci tot ceea ce au făcut instituțiile statului, de ce nu, peste o perioadă de timp, nu? Dacă nu există vinovați, dacă nu transmiți un mesaj foarte clar ca societate și ca autoritate, că așa ceva nu există, se întâmplă în societate democratică, înseamnă că este permis. În afară de chestiunea asta, în 2023 avem două instituții, Casa de Pensii și Poliția, care se comportă ca miliția, de fapt, care nu doar că nu a fost o anchetă, nu a fost o penalizare, nu a fost nimeni schimbat, absolut nimic, s-a considerat, probabil că e normal ca poliția să nu dea comunicat și să treacă... această tragedie și s-a considerat că e normal ca un funcționar al casei de pensii într-o clădire, probabil cum sunt toate clădirile caselor de pensii, luxoasă, cu mașini luxoase, e normal să-i spui tăpită unui pensionar. Pentru că dacă nu ar fi considerat că lucrurile astea sunt normale în 2023, am fi văzut acum niște măsuri, niște demiteri, niște concedie și așa mai departe, nimic. Și nici șefilor de la București, nici ministru muncii, domnul Budăi, nici ministrul de interne. Ei au alte treburi, Ioana Constantin. Ei nu au treaba fiicei doamnei Ileana Negru, care stă să muncească, să câștige un ban ca și milioanele de români aflate în străinătate. Ei nu au grijă asta. Ei au doar grijă ce limuzină să mai cumpere pe banii noștri, covorul roșu care vi se întinde în față. Asta a ajuns, așa a ajuns societatea românească. Deci după Revoluție stai să te uiți ce s-a întâmplat cu societatea românească în 33 de ani și te poți speria pentru că vezi diferențe enorme între clasele sociale. Da. Care te duc cu gândul de fapt la America Latină, în care nu există dreptate pentru cetățenii simpli. Vreau să, că ai amintit de, încă o dată de fica doamnei, vreau să, pentru că am acordul, nu poate să intre în direct pentru că este la muncă, dar m-a rugat ce ar fi spus domnia sa. Vreau să spun același lucru pe care l-a spus și mama, să se facă ceva bun pentru oamenii din România, să se gândească că și guvernanții au părinți, să fie pentru toată lumea bine, nu doar pentru ei, nu de bine am plecat din țară, din cauza lor și a bătăii de joc care este acasă. Și personalul din instituțiile de stat să vorbească, să trateze fiecare persoană cu respect și să rezolve fiecare problemă a persoanei care vine acolo. Am sunat săptămâna aceasta la Casa de Pensii și mi-a răspuns o doamnă și mi-a răspuns cu un ton foarte dur, iar apoi mi-a închis telefonul. Cătălin Giurcanu, pe final vreau să te întreb, doamna Negru, că mi-a povestit prima dată când am vorbit noi săptămâna trecută, doamna Negru a mers acolo pentru cei 918 lei. Oameni buni, 918 lei indemnizația pentru oamenii aceștia, dacă vor majorarea, trebuie să dea în judecată casele de pensii. Te rog, Cătălin. Nici măcar, să știți că dacă dai în judecată, sunt 99% șanse ca să pierzi. Vă garantez chestia asta, pentru că au făcut în așa fel încât este o chichiță judecătorească care în momentul de față toate casele de pensie o folosesc și în momentul ăsta, deci dacă te duci ca părinte, tu ajungi și în continuare să iei 918 lei. Ceea ce mi se pare, nu mai pot să spun decât o umilință. Deci efectiv o umilință pentru o mamă care ajunge la o anumită vârstă, la senectute și în loc să se aibă o bătrânețe liniștită și să trăiască viața cu demnitate, ajunge să se roage de statul român ca să îi crească această indemnizație care efectiv deci e nimic față de ce primește un reprezentant al statului român aflat în orice funcție de un anumit rang. Nu, doar 918 lei primesc și dacă ajung la limită de vârstă mai primesc o sumă de 1100 de lei. Deci asta este ce primește un părinte de erou martir. S-a făcut, să știți, deci am făcut de un an și 4 luni de zile am făcut un proiect apropo de interesul politicienilor. Nu mai este domnul
Ciucă, prim-ministru, dar am avut ocazia să mă întâlnesc cu cei de la guvern să vorbesc pentru acest proiect. După cum vedeți, vorbim și acum după un an și patru luni de zile de exact despre acest proiect care nu a fost adoptat niciodată, deși s-au luat avizele pentru el. Deci a fost răgănat până când s-a schimbat, s-a făcut rotativa și a dispărut. Deci nu mai este nimic valabil în momentul de față. Este o rușine pentru statul român că s-a ajuns la momentul de față la așa ceva. Deci vă spun sincer, este mai mult decât rușine. Este rușine faptul că o scrisoare de la fiica doamnei Negru, pe care a trimis-o, nu a primit un răspuns de la nicio instituție a statului român la care a fost trimisă. Nici de la președinte, nici de la guvern, nici de la parlament, nici de la Comisia de Revoluționar din Parlamentul României, nici de la instituție, nicio instituție a statului român n-a avut bunăvoința să trimită un răspuns. Este, cum să vă spun eu, nu e batjocură. Băi, asta e batjocura întregului stat român, deci, față de acești oameni. Da, arată indiferența la care s-a ajuns în statul român și exact ce spunea și doamna Stăcescu. Dacă nu ești de un anumit rang, dacă nu ești din cei 1% sau 5% sau cât Dumnezeu mai sunt ei, da, eșalonul superior, să zicem, conducerea țării, la asta suntem, sunt ei și noi. Am ajuns exact în aceeași situație. Da, ei o mână de oameni cu pensii speciale de da. 10.000 de euro versus 918 lei. Mulțumesc, Oana Stănciulescu, mulțumesc, Cătălin Giurcanu, vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Scurtă pauză de publicitate, ne întoarcem însă foarte repede să vă arătăm batjocura din agricultură. Ne-am întors la Politica Zilei și discutăm în această ultimă parte despre batjocura din agricultura din România și despre cum despăgubirile acelea pentru fermieri nu au ajuns încă nici cele de la Comisia Europeană, dar nici promisiunile de la Guvernul României. Între timp, de dimineață, vine această știre că avem din nou un focar uriaș de pestă porcină în România, la Timiș. Știți că am tot discutat aici la Politica Zilei despre a naibii întâmplare, cum numai în România se întâmplă aceste focare de pestă porcină africană. La un moment dat aveam aproape 90% din focarele din toată Uniunea Europeană. Dacă întrebai la agricultură, te trimiteau la mediu, ziceau că trebuie să vâneze mistreții, aia de la mediu te întorceau înapoi la agricultură, că nu știa să facă mistul la agricultură. Între timp, înțelegem că la această fermă, unde sunt în jur de 50.000 de capete, urmează să fie toate până la urmă sacrificate. Dimineața se vorbea doar de 3.000. Îi salut pe invitații mei de la această oră, domnul Ștefan Muscă, fermierul Ștefan Muscă, vă salut, vă mulțumesc foarte mult, domnule Muscă. Și eu vă salut. Și se alătură Ion Melinte, președintele PMB Bacău. Mulțumesc foarte mult! Bună seara! Mulțumesc. Bun, domnule Muscă, vorbim mereu despre povestea asta cu focarele de pestă porcină. Nu ia nimeni nicio măsură. Între timp, România importă masiv carne de porc. Cred că ăsta e și interesul, de fapt, și la alte prețuri foarte mari. Doamna Constantin, noi trebuie să spunem lucrurilor pe nume. S-a terminat cu Aburel și cu tot felul de politicieni care ne duc de la o zi la alta că se schimbă un guvern și vine altul. Ne-am săturat de 33 de ani de zile. Cel mai jelnic om din această țară vede cu ochiul liber că se dorește distrugerea a tot ce înseamnă producție în țara românească. 80% din carnea de porc vine din exterior, mai aveam 20%. Vor să distrugă și acest 20%. Acești politicieni care se schimbă, spun că va fi lapte și miere, este o minciună, noi nu mai credem în nimeni. Noi am început deja organizarea unor proteste de amploare, să luăm exemplu și lor celor din Olanda, sau să luăm exemplu unor vecinilor sau francezilor. Ne-am săturat de ceea ce fac ei cu noi. Ne calcă în picioare, stimată doamnă. Avem 10.000 de ferme în insolvență, 10.000 de ferme care a plecat deja către faliment. Acest guvern irresponsabil nu îl mai acceptăm, pentru că a fost și până acum de un an și jumătate tot același guvern. Deci nu mai putem să-i răbdăm. Nu se mai poate așa ceva. Să vând crâu cu 65 de bani la o cheltuială de 6.500 de lei pe hectar este strigător la cer. Da, stați că ne întoarcem și la cereale, dar eu nu înțeleg ceva, Ion Melinte. Nu ar fi trebuit să existe o strategie națională prin care să reducem aceste focare, între ghilimele, de pestă porcină, pentru că România a ajuns aproape toată carnea să-și o aducă din import. Ne uităm de Crăciun, că de fapt, sigur, cei care își cresc acasă, dar în rest, în magazine, nu este din România, e din alte țări. Să știți că această întrebare mi-am pus-o și eu. Mi-am pus-o de mai multe ori. Cum se întâmplă că acolo unde totuși începe să meargă treaba, imediat se întâmplă ceva. Ceea ce se întâmplă la complexul de la Timișoara,
cred că nu este întâmplător până la urmă, că noi importăm 80% din carnea de porc. Și acolo unde mai merge, se duce dracului tot. Mă uitam vis-a-vis de ce spuneați și de cereale, de absolut tot ceea ce am importat până acum. Da. Mă uitam la programul guvernamental, că s-a schimbat rotativa, s-a făcut acum imediat. Unii vorbeau că se plafoneze prețurile, că scad prețurile. E un cacial mare. Doar minciuni, pentru că dacă ne uităm la importul de cereale din Ucraina, nu avem nimic cu fermierii ucraineni, dar ne-au falimentat pe noi, ne falimentează în continuare, dar prețul la pâine și la produsele alimentare în România nu a scăzut. Iar ca să plafonez prețurile, nu ai cum, pentru că este o economie de piață. Și ori venim ca pe timpul răposatul și stabilim prețurile la nivel guvernamental, ori e economie de piață. Nu poți produce, dau un exemplu, kilogramul de grâu cu 1 leu și 10 bani și să-l vinzi cu 1 leu. Ălălaltul, care, lanțul care merge mai departe, pâinea, să o produci, să te costi 1 leu 30 și să o vinzi cu 1 leu 20. Nu avem cum. Asta este doar... Dar legat de despăgubirile astea, domnule Melinte, pentru că acum... Da, Comisia Europeană spune că nu dă drumul la bani pentru că statele din Est, aici și România și Polonia și mai departe, blochează tranzitul cerealelor ucrainene. Dar eu înțelesesem că s-au dus toți. Iohannis, Daia, Onor Guvernul, toți rezolvaseră, domnule, problema asta și veneau banii la fermieri. Așa ne-au zis nouă la televizor, în minciuna lor. Eu prima dată am văzut că s-au ridicat polonezii, după aia cei bulgarii și alții. Noi, la urmă, și totuși am acceptat ca să tranziteze, asta n-ar fi fost o problemă, dar pe o perioadă scurtă, până în septembrie, interzis importul de cereale din Ucraina. Dar după septembrie se poate importa fără niciun fel de problemă. Problema se pune cum să ne falimenteze pe noi și după aia o să vedeți cum se mănâncă pâine în România. Deci, cine a spus că nu intră cereale în Ucraina, domnule? Cine a spus? Nu v-ați auzit, domnule Muscă, ce ați întrebat? Cine a spus că nu intră cereale în Ucraina, România astăzi? Intră cu tiruri cu un număr de Moldova. Deci să fie clară treaba. Nu s-a oprit niciun import de cereale din Ucraina. Cine nu spune adevărul că acele cereale sunt americane și nu avem nicio treabă cu Ucraina? Stați că ale americanilor au fost scoase primele. Ce vine acum, eu am înțeles că sunt filieră rusească, ceea ce este și mai grav. Apropo de vezi, doamne, noi făceam sancțiuni pe Rusia, dar de fapt vin de mama focului cerealele rusești în România, ca fiind ucrainene. Dar care e diferența acum la prețuri? Da. Privind despăgubirile, ceea ce ați întrebat mai înainte, peste 3 luni avem un an de zile de când s-au făcut procesele verbale de constatare. Da. Știți că au... votat 1000 de roni pe hectar, 100% calamitar. Am ajuns la 335 de roni. Astăzi nici ăștia nu i-am primit, cu toate că nu mai reprezintă nimic, mai degrabă nu-i mai rădea și era mai bine. Chiar eu consider că la ora actuală, decât să muncești degeaba, mai degrabă stai degeaba, iar locul fermierilor, cred că ar fi în piața universității, cum au ieșit toți, sau dacă nu, la anul, la vot, masiv să iasă toți, pentru că așa nu mai putem să continuăm. Munca noastră nu este plătită astăzi și toți suntem pe pierdere și stăm... Da, știți ce vreau să vă mai întreb? Că apoi vreau să merg la domnul Muscă, că începuse deja să spună, dar domnule Melinte, vreau să vă mai întreb la prețuri. Care mai sunt acum diferențele la cereale versus ce vine din Ucraina sau de unde mai vine? Momentan, astăzi... nu știu, dar să știți că nici ucrainenii nu vând cu prețuri extraordinar de mari, pentru că ei vând să scape și ei de ele să mai iau un banc, e război acolo. Dar indiferent de prețul cu care vin, prețul la raft, la produsele agricole care se consumă în România, n-a scăzut. Ba, din contră, a crescut. A crescut, da, într-adevăr. Da, a crescut și a crescut absolut la toate produsele alimentare, nu numai la pâine sau ulei sau zahăr. Da, plus și la lactate, da. Noi, fermieri, am cumpărat toate inputurile la prețuri de 3 ori, prețuri mari. Și ne-au dus într-o situație dificilă, ne-au pus într-o situație dificilă, iar acești bani care îi așteptam, inclusiv de la Uniunea Europeană, care au fost promisă la 10 milioane de euro plus 10 de la Guvernul României, după care au spus că au suplimentat, n-au ajuns nici aia și nici despăgubirile din anul 2022 la culturile înființate în primăvară.
aia 335 de roani, care și cred că nici nu-i mai primim. No, da, pentru secetă. Domnule Muscă, vorbeați mai devreme de 65 de bani la grâu? Da, 65 de bani, dar înainte de a ajunge la prețuri. Eu fac o întrebare către oamenii ăștia care vin la post. Dacă noi în continuare vom pune oameni să ne conducă care nu știe că se fabrică motorina în România, dacă noi vom pune oameni și vom plăti fără criterii de performanță, ne merităm soarta, stimată doamnă. Noi nu trebuie să mai așteptăm 2024. Dacă am fi oameni cu capul pe oameni, ar trebui acum să avem alegeri anticipate. Pentru că dacă până astăzi am avut 35.000 de firme în insolvență și în faliment datorită secetei în 2020, în 2023 voi avea sute de mii de firme care nu vor mai putea să mai scoată capul, pentru că nu-și va scoate cheltuielile la 6.000-6.500 de lei cheltuiala pe hectar, iar și 5 tone și 6 tone dacă face de grâu va avea 3.600-3.700. De unde vom veni cu diferența să acoperim cheltuielile? Deci va fi un dezastru. Noi nu mai trebuie să stăm. Trebuie să luăm exemplu fermierilor din Olanda. Trebuie să ieșim și să ne punem oameni competenți, oameni care să țină cu poporul român, oameni care să lucreze pentru bunăstarea poporului român. Ne-am săturat de trădători, ne-am săturat de oameni care vin numai să vândă, ne-am săturat de oameni care nu fac nimic pentru salvarea produsului românesc. Auziți, domnule Muscă, dar zice Ciolacu că o să reduc acum adaosurile ei la raft, dar eu mi-aduc aminte că au mai făcut cu laptele și a ieșit foarte rău pentru producătorul român. Stimată doamnă, în momentul când s-a făcut reducerea la raft la lapte, supermarketurile n-au mai făcut nicio comandă către procesatori, procesatorii n-au mai făcut comerț către producători. Pe zona mea de sud, aici, nu mai există fabrică de lapte, s-a terminat fabrica de lapte de la Giurgiu, a fost închisă, fabrica de lapte de la Bidere a fost închisă, fabrica de lapte de la Târgoviște a fost închisă. S-a închis. Se ne-a zis ca să nu mai avem și să stăm la mâna traderilor. Iar aceste magazine, supermarketuri, când a văzut că domnul Ciucă le-a spus că să scadă 20%, nu s-a abătut tot asupra producătorului. N-au mai făcut comenzi și procesatorul n-a mai făcut comandă către producător. Da, domnule Melinte, începuseră să spuneți și noi astăzi despre chestiunea aceasta. Cum vi se pare măsura asta? Ei zic că, domne, benevol, voluntar, o să reducă toți pe lanț, și procesatorul, și distribuitorul, și supermarketul, dar la lapte am văzut că doar producătorul a avut de suferit. Doamna Constantin, asta e o promisiune fără acoperire și asta nu se va întâmpla niciodată. Asta consider că guvernul actual, guvernul Ciolacu, vrea să-și activeze activul de partid al PSD-ului, când în rest nu are cum să întâmple. Până la urmă au ieșit ei și au spus că astăzi există un deficit de 27 de miliarde de lei în bugetul național, la finanțele României. Deci de unde să facă plafonări, de unde să coboare jos, de unde atâta eleganță, când nu e de unde. Dacă ne uităm astăzi în Ardeal, e apa, iar în Moldova, coborând jos spre Galați, Brăila, la Constanța, e o secetă cruntă. Poate mai mare ca anul trecut. Nu credeți că va fi un excesiv de cereale și va fi numai miere și lapte. Nu va fi așa. Asta sunt promisiuni, cum am primit în fiecare an. Noi am învățat lecția din punctul ăsta de vedere, nu ne mai așteptăm. Sunteți pe cont propriu, e adevărat. Da, mai ales dacă ne uităm la batjocul asta cu subvențiile, pentru că, domnule Muscă, vorbeam de multe ori aici, păi laptele vine încărcat de subvenție din Ungaria, dublu, sau din Polonia, triplu subvenția, pe când în România e o batjocură totală. Cum să faci față competitiv în România? Scumpă, doamnă, avem zone unde vinde laptele cu 80 de bani astăzi. Avem zone unde îl dă cu un leu, maxim un leu 30. Ce să facem dacă noi la rapte este 8-10 lei? Ei, dacă luăm modelul francezilor, în Franța 40% din prețul de la rapt câștigă producătorul, 38% câștigă procesatorul și numai 22% câștigă cumpărătorul. La pe noi nu are cine să ne apere, estimată doamnă. Noi nu avem politicieni care țin cu noi. Uitați-vă bine ce ne-au făcut în 1000 de lei pe care a promis-o, a ajuns la 335 de lei pe hectar. Ce spunea și domnul Melinte pentru secetă, nu? Deci,
Deci la hectarul calamitate 100% este 335 de lei. Adică dacă a avut calamitate de 50, 60, 70, cade suma. Uitați-vă bine cum ne-a dus cu vorba și a bătut joc de noi cu cereale pe care le-am avut nevândute pe stoc. Prima dată ne-a spus că o să ne scoată 100 de euro. S-a dat, s-a aprobat 8,4 euro pe tonă. O jignire extraordinar de mare la adresa noastră. Da, știu că atunci fermierii mi-au zis că mai bine să refuze banii, să-i dea înapoi, că nu trebuie aceste sume batjocuritoare. Mulțumesc, Ștefan Muscă, Ion Melinte, vă mulțumesc. De la Fix urmează știrile B1 TV, colega mea Gabriela Mihai. Să aveți un weekend liniștit, noi ne revedem luni de la 16. Aveți grijă de dumneavoastră.